O persoană din Galați a murit din cauza unei infecții cu virusul West Nile în urma unei mușcături de țânțar. În ultima săptămână s-au înregistrat 11 noi cazuri de îmbolnăvire cu acest virus, iar în total, din luna mai până acum, au fost 23 de asemenea situații. Cele mai multe îmbolnăviri, 5 au avut loc în Dolj, urmează Ol și Iași cu câte 4, Brăila și Ilfov 2, Bihor, Bacău, Galați, Vrancea, Telorman și București câte una. Avem 4 persoane confirmate în județul Iași care prezintă sindrom meningitic cu West Nile. Toate au peste 60 de ani, unul este în terapie intensivă. Este afectat vârsta de peste 60 de ani, ceea ce nu este bine, iar pe de altă parte, semnalul de alarmă trebuie tras în ceea ce privește asanarea focarelor de țânțari predominant în mediul rural. Aceste persoane sunt din mediul rural, simptomele sunt febră, dureri de cap, vărsături, tulburări de conștiință. Este un virus periculos în cazul în care apar și alți factori de risc, cum ar fi vârsta înaintată și boli asociate. A declarat managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Iași, Carmen Dorobăț. Ministerul Sănătății a recomandat populației mai multe măsuri de protecție, evitarea expunerii la țânțari, îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, evitarea zonelor cu multă vegetație și umiditate ridicată.